Judecătoria Deva a validat joia trecută mandatul lui Florin Oancea pentru funcția de primar al municipiului Deva. Cum în cele 2 zile prevăzute de lege pentru atacarea cu apel a deciziei nu s-a făcut acest demers, prefectul de Hunedoara va convoca, cel mai probabil la finele acestei săptămâni, o ședință a Consiliului Local al municipiului Deva, în cadrul căreia Florin Oancea va depune jurământul. Florin Oancea, primar în exercițiu, se află în fața primului său mandat complet, cel anterior fiind unul parțial, început în decembrie 2017. După ce funcția devenise vacantă în urma condamnării la închisoare cu executare a fostului edil șef al Devei, Mircea Muntean. La alegerile din 27 septembrie, liberalul Florin Oancea a câștigat funcția de primar al Devei cu un procentaj de 37,44% din voturile valabil exprimate, aproape dublu față de următorul clasat.